Salutare tuturor, sunt Bowen, iar în acest video vă voi arăta 10 lucruri esențiale pe care eu le țin cu mine. O să începem cu primul lucru și acest prim lucru este ulei esențial cu aromă de lime. Acest ulei esențial de obicei țin cu mine sau folosesc pentru că are o aromă frumoasă și uneori mă dau aici în frunte așa și pe obraj. Și este un ulei esențial foarte bun. Este de la firma aceasta. Nu fac reclamă, dar face o treabă destul de bună și îmi place. Următorul lucru esențial pe care îl țin cu mine este un powerbank de 20.000 de miliamperi. Folosesc să încarc ori telefonul meu, orice dispozitiv mai am care se încarcă pe USB. Acest powerbank este foarte bun și este de la firma Pison, după cum scrie aici. Momentan este încărcat la 23%, mai trebuie să mai încarc. Un obiect esențial pe care mai țin cu mine de obicei este Biblia, pentru că citesc din Biblie foarte des. Are semne de carte pentru că fac un studiu destul de amănunțit al Bibliei. Un lucru pe care îl mai iau cu mine este un lip butter cu aromă de nucă de cocos și este un lucru esențial pentru mine pentru că mai tot timpul am buzele crăpate. Și lip butter-ul ăsta e de la Nivea. Căștile acestea de la telefon AKG AKG de la Samsung S8 sunt esențiale pentru mine pentru că adeseori când merg ascult muzică la căști. Și au și o calitate destul de bună a sunetului. Un lucru pe care îl mai țin cu mine este un Bluetooth speaker de la firma Mi. O să facem un test aici. Se conectează prin Bluetooth foarte repede, are slot de card, slot de bufa auxiliară jack. Și pe deasupra detaliilor acestora are un sunet foarte bun. O să pun câteva melodii. Eu nu fac promovare la boxa respectivă, la boxa asta, dar este o boxă foarte bună, nu m-a plătit nimeni să spun aceste lucruri, ci este un review personal. Și o să începem cu o piesă care e mai trap, care are un bas destul de puternic. Are bas foarte bun. Și acum o să schimbăm și o să punem o melodie mai liniștită. Boxa are o calitate foarte bună a sunetului. Te recomand. Acest lucru mai este esențial pentru mine, este un carnet. Carnetul acesta are un verset biblic pe copertă și la fiecare pagină are cât un verset jos aici. În acest carnet mi-au notițele de la cursul pe care l-am făcut, am notat câteva lucruri și câteva idei pentru videouri. Acesta este un 4. Un lucru esențial pentru mine este portofelul meu și tot timpul țin acest portofel în buzunar. Este un portofel de la Polo. Momentan este un portofel gol. Așa că dacă vreți să mă susțineți, puteți găsi în descriere linkul meu de PayPal și puteți să donați acolo ceva dacă vreți să susțineți channelul meu de pe YouTube. În portofel am cardul meu de credit de la ING. Din nou, este o preferință proprie. Nu fac promovare la ING, dar banca asta este o bancă destul de bună, serviciile sunt bune și au și internet banking și pe internet banking accesez contul meu bancar prin telefon și acesta este un lucru genial. Mai am aici o cartelă de autobuz de la RATB din București, mai am o cartelă de metrou, încă o cartelă de metrou, încă o cartelă de metrou, aici o carte de vizită de la salonul unde m-am mai tuns. Două bilete de autobuz compostate și nu în ultimul rând, buletinul meu de la Cărturești, cardul meu de la Cărturești. Încă un lucru esențial pentru mine sunt ochelarii mei de soare pe care îi port destul de des. Ochelarii ăștia au fost achiziționați de la CNA, din mall, din București, nu mai știu ce mall, probabil Mega Mall. Îmi plac că au lentilele bunicele și se vede bine prin ele. Și nu în ultimul rând, ultimul obiect pe care îl țin cu mine și este un obiect esențial pentru mine este telefonul meu, un Galaxy S8 de la Samsung. Telefonul acesta este waterproof, rezistent la apă. Pe el, ca să fac un review, am o husă de la Tech21. Este clear, nu mai știu ce nume, dar ceva cu clear.
husele de la Tech21 sunt foarte bune, din nou nu m-au sponsorizat, dar recomand husele astea pentru că sunt huse foarte bune și rezistente la șocuri. Iar telefonul în sine are capabilitatea de a fi rezistent la apă și are niște funcții, niște specificații pretty good. Prieteni, acesta a fost videoul, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați subscribe. Puteți să-mi spuneți jos în comentarii ce țineți voi de obicei cu voi, lucrurile esențiale, și nu uitați să dați un like la video dacă v-a plăcut. Pace!